De internet schimbă forma și conținutul pașapoartelor românilor. Documentele vor avea copertă nouă, altă stemă și mențiuni diferite față de cele de acum. Schimbările sunt aduse pentru a pune actele de călătorie în acord cu noile reguli privind protecția datelor cu caracter personal. Andreea Țopan are detalii despre acest subiect. Andreea, bună seara! Cum vor arăta mai exact noile pașapoarte și de când vor fi emise? Bună seara, Andreea! Prima schimbare și cea mai vizibilă va fi culoarea pașaportului. Vișiniul va fi schimbat cu un roșu închis pentru un impact vizual puternic în momentul controlului documentelor. În interior va fi introdus cuvântul recomandări, iar pe coperta exterioară a pașapoartelor temporare va scrie Uniunea Europeană, România și va fi aplicată stema țării noastre. Toate modificările ar urma să fie aprobate în ședința de guvern de mâine și odată cu publicarea acestei hotărâri în Monitorul Oficial, ele intră în vigoare. Țările aleg pentru pașapoarte culori care să le reflecte cultura, politica, religia sau geografie, dar în lume există doar 4 culori pentru pașapoarte. Cel mai des întâlnită este culoarea roșie în diferite nuanțe, folosită în special de țările comuniste sau fost comuniste în țările Uniunii Europene, albastru de asemenea foarte des întâlnită și folosită de americani și canadieni, de exemplu, verdele folosit în special de țările musulmane și negrul, o culoare mai rar întâlnită, se regăsește în unele țări din Africa sau în Noua Zeelandă. Acolo negrul este și culoarea națională. Andreea? Andreea, mulțumesc!